Atenție, imagini ocante grav accident soldat cu 5 români morți sublinierei 3 renici. 5 cetățeni români sublinierei au pierdut viața sublinierei alte 4 persoane, dintre care 3 români, au fost grav rănite într-un grav accident autoprodus luni, pe drumul N270, la est de Helmond, Nord-Brabant, în Olanda. Autoritățile din România au fost informate în legătură cu acest accident, iar ambasada României la Haga se află în contact cu familiile victimelor, a declarat marci pentru Ager Press o sursă din cadrul reprezentanței diplomatice. Conform presei olandeze, accidentul s-a produs în urma coliziunii dintre un microbus cu 9 locuri pentru transportul persoanelor sublinierei un camion cistern. Românii se aflau în microbuzul marca Ford Transit. Șoferul camionului cistern a fost rănit sublinierei a avut nevoie de intervenția echipelor de descarcerare pentru a fi scos din cabin, conform poliției olandeze. Publicația olandez de limba engleză Nele Times precizează că o femeie sublinierei 4 bărbați sublinierei au pierdut viața. Nele Times public informația ce pasagerii microbuzului se întorceau spre casă după ce lucraseră în Helmond. Femeia care subliniere i-a pierdut viața avea 27 de ani, iar cei 4 bărbați aveau vârste cuprinse între 27 sublinierei 37 de ani. O femeie în vârstă de 39 de ani, 2 bărbați de 36 de ani sublinierei subliniere șoferul camionului în vârstă de 48 de ani au fost grav rănici. Victimele lucrau pentru compania Horizon Group, care are mai multe filiale în Europa de Vest. Sublinierei este specializat în plasarea sublinierei supravegherea personalului de producție provenit din Orientul Mijlociu. Sublinierei cerile din Europa de Est, la productori sublinierei în cadrul industriei alimentare. La doar câteva minute după accident, două elicoptere ambulanțe au sosit la fața locului, precum sublinierei mai multe echipe de paramedici sublinierei pompieri. Fotografiile publicate de presa olandeză prezintă pava complet distrusă a microbuzului Ford Transit după impactul cu camionul cisternă aparținând unei companii de canalizare din Mierlo denumit Adria Ans. Autoritățile olandeze au anuncat ce ofer consiliere psihologic martorilor accidentului. Proprietarul companiei care deține camionul, Harold Adria Ans, s-a prezentat la poliție pentru a discuta despre accident. Șoferul camionului era singur în cabin. Secțiunea drumului N270 unde s-a produs accidentul este considerat deosebit de periculoasă. Între 2014 sublinierei 2016 pe această secțiune s-au produs subliniere 8 accidente soldate cu morți sublinierei 12 soldate cu renici, conform RTL News. În total, 170 de accidente auto s-au înregistrat pe acest drum între anii 2014 sublinierei 2016.